Să lăsăm judecata asupra oamenilor și acuzarea lor în seama celor pe ai căror umeri a fost așezată, în datorirea de a-i judeca pe frații lor și de a-i îndrepta. Cel ce are râvnă mincinoasă, spune Sfântul Isaac Siru, bolește de boală grea. O, omule care crezi că îți pui râvna împotriva bolilor străine, tu te-ai lepădat de sănătatea sufletului tău. Ostenește-te cu o sârdie pentru sănătatea sufletului tău. Iar dacă vrei să vindeci pe cei neputincioși, apoi află că bolnavii au mai multă nevoie de îngrijire decât de mustrări aspre. Ci tu, fără a ajuta pe alții, te bagi pe tine însuți în boală grea și chinuitoare. Această râvnă nu se vădește în oameni prin vreunul din chipurile înțelepciunii, ci se numără printre neputințele sufletului. Este semn al sărăciei înțelegerii duhovnicești, semn al neștiinței celei mai de pe urmă. Începutul înțelepciunii dumnezeiești este liniștea și blândețea, care țin de măsura sufletului mare și întărit, de cel mai trainic chip al cugetării și poartă neputințele omenești. Iar voi cei tari, spune Sfânta Scriptură, purtați neputințele celor neputincioși și pe cel ce greșește îndreptați-l cu duhul blândeții. Pacea și răbdarea le numără apostolul Pavel printre darurile Duhului Sfânt. În alt cuvânt, Sfântul Isaac Siru grăiește: să nu urăști pe păcătos, căci cu toții suntem păcătoși, dacă tu pentru Dumnezeu te pornești împotriva păcătosului, atunci varsă pentru el lacrimi. Dar pentru ce urăști? Urăște păcatele lui, iar pentru el roagă-te. Și prin aceasta te vei asemăna lui Hristos, care nu s-a mâniat asupra celor păcătoși, ci se ruga pentru ei. Nu vezi oare cum a plâns el pentru Ierusalim? Iar noi în multe prilejuri suntem batjocoriți de diavol. Și de ce să urâm pe cel batjocorit de diavol care ne batjocorește și pe noi? Pentru că, omule, urăști pe păcătos, pentru că nu e așa de drept ca tine, dar unde este dreptatea dacă nu ai dragoste? De ce n-ai plâns mai bine pentru el, ci îl gonești? Oarecare ce gândesc despre sine că judecă sănătos despre faptele păcătoșilor și se mânie pe ei, lucrează astfel din nesocotință. Mare nenorocire este părerea de sine. Mare nenorocire este lepădarea de smerenie. Mare nenorocire este acea întocmire și stare sufletească în care, aflându-se monahul, fără a fi chemat sau întrebat, mânat de conștiința a propriei valori, începe să învețe, să acuze, să mustre pe aproapele. Fiind întrebat, refuză să dai sfat și să-ți spui părerea ca unul care nu știe nimic sau la mare nevoie vorbește cu cea mai mare chibzuință și modestie, ca să nu te rănești pe tine cu slava deșartă și cu trufia, iar pe aproapele cu un cuvânt greu și nesocotit. Atunci când pentru osteneala ta, în via poruncilor, Dumnezeu te va învrednici să simți în suflet râvna dumnezeiască, atunci vei vedea limpede că râvna aceasta te va îndemna la tăcere și smerenie înaintea aproapelui, la iubire față de el, la miluirea lui și la compătimirea cu el, precum a spus Sfântul Isaac Sirul. Râvna dumnezeiască este foc, dar care nu aprinde sângele. Ea stinge în această aprindere, aducându-l pe om într-o stare de tihnă. Urmările râvnei oarbe și neștiutoare, dacă aproapele îi se împotrivește, sunt de obicei mânia asupra lui, ranchiuna, spiritul de răzbunare în felurite chipuri, iar dacă acesta se supune, mulțumirea de sine, plină de slavă deșartă, arătarea și mulțirea cugetării trufașii și a părerii de sine. Deci iată că râvna, da, dacă nu este moderată, aprinde sângele. Râvna tulbură mintea, pornește spre mânie. Pe când râvna adevărată după Dumnezeu este focalizată și se manifestă ca luptă cu patimile proprii, ca luptă împotriva diavolului și împotriva propriilor patimi. De aceea râvna este o manifestare a părții irascibile a sufletului, adică a părții mânioase, așa cum spun Sfinții Părinți,
Și prin partea mânioasă, omul trebuie, sau partea mânioasă, omul trebuie să o focalizeze, da? Împotriva diavolului și împotriva patimilor, împotriva și împotriva sugestiilor cu care diavolul încearcă să momească, da? Și să ispitească mintea omului. De aceea râvna nu trebuie îndreptată împotriva omului, ci trebuie îndreptată împotriva răului. Există însă în viața duhovnicească și o râvnă, da, a nevoinței, care uneori scade. Sunt momente în care omul nu mai este râvnitor nici față de nici în ceea ce îl privește, nici față de propria lucrare duhovnicească și uneori decade sau se delasă. Tot așa spun părinții că viața duhovnicească se observă și la sfinți că este în zigzag, urcă și coboară, dar de cele mai multe ori nu-i mare primejdie, că prin coborâre harul lucrează mai încetinel sau mai încetișor, da, și oamenii se smeresc. Părerea de rău și smerenia sunt nemăsurat mai mari decât isprăvile elanului nevoințelor. Cum spune Apostolul Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare, recunoscând prin aceasta că lucrează harul mai mult în cei smeriți, că smerenia în neputință este mai sigură, mai lucrătoare. M-am folosit de sfatul unor sfinți părinți care spun că nu este bine să dorești daruri mari, ci să te mulțumești cu daruri mici, că este necuviincios să-ți zădărești ființa ta duhovnicească, comportându-te ca un om plin de mândrie și grozăvindu-te. Psalmul 130 spune: Doamne, nu s-a înălțat inima mea, nici ochii mei, nici n-am umblat într-o cele mari, nici într-o cele mai minunate decât mine, sau mai mari decât mine. Psalmul 131. Dar nu trebuie să fim nici nepăsători, fără de lucrare și interes, ca și cum am sta într-un tron închipuit, așteptând, cum se zice, lucrarea harului de-a gata. Lucru care ți-ar aduce o mare nădejde și un echilibru liniștitor este o stare de trezvie permanentă, o permanentă luare aminte de la sine. Atunci nu te-ai certa și nu te-ai certa pretențios cu harurile lui Dumnezeu. Pe cei ce își pierd repede elanul, dar sunt de bună credință și știu că fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic și totuși se consideră părăsiți, îi încurajăm să rămână într-o continuă nădejde și liniște sufletească, recunoscându-și neputințele, smerindu-și cu adevărat inima. Unii ca aceștia vor vedea curând iubirea de oameni a lui Dumnezeu, că cine se lasă întreg pe mâna lui Dumnezeu, care este totul în toate, nu îi moare nimic, nu îi pierde nimic, ci toate îi trăiesc, toate îi slujesc. Deci când suntem în starea de lehamite, de achedie, de nevrere, de la ce bunită, la ce bun, de lipsă de râvnă, da? Atunci nu trebuie să abandonăm calea, cum spuneam. Atunci este foarte important să rămânem statornici. Să ne smerim, să ne înțelegem limitele, să ne înțelegem neputințele. Pentru că nu doar în lucrarea duhovnicească apare oboseala, ci datorită limitelor ființei umane, chiar și atunci când unii dintre părinți au primit daruri ale lui Dumnezeu și cercetări intense ale harului, cu lumină și bucurie, aceștia au cerut ca lui Dumnezeu să oprească revărsarea acelor torente de har, că nu pot să suporte, că nu pot să le facă față. Adică natura umană, după cădere, se desfășoară și se comportă
în anumite limite, între anumiți parametri și fiindcă suntem făpturi limitate trupește, intervine în viața noastră oboseala. Chiar dacă ne place să spunem că nu există oboseală sufletească, că cel care râvnește și care se roagă și care trăiește permanent în Dumnezeu nu obosește niciodată, este o realitate căreia de fapt trebuie să-i facem față, pentru că intervine oboseala fizică.